Dumnezeu și bine ați venit cu doamna Bunofo, mai cu probleme de matematică la 5 și la 5. Punem pe de la treabă. Testul 22 din Bălăucă. 6 radical din 2 minus 4 radical din 2 împărțit la 2 este numărul. Din 2 împărțit 2 egal cu adic. Este 6 radical din 2 minus 2 radical din 2, asta înseamnă 4 radical din 2. 4 radical din 2. Dacă aș fi zis așa, rezultatul calculului 1 pe radical din 3 minus radical din 2 plus 2 supra radical din 3 plus radical din 2 este, cum ai fi? Păi, radical... Plus 1, tot 1. Păi, radical din 3 plus radical din 2 supra 1 plus radical din 3 minus radical din 2 pe 1. De asta ar veni 2 radical din 3. Așa. Și... Și atât. Și atât. 2 radical din 3. Radical din 2 joacă plus minus. Deci 2 radical din 3. Bun. Mergem mai departe. 2. Dacă mă duc din x plus 2. Deci dacă... Modul din x plus 2 este egal cu 10. Așa, atunci x egal cu 1. Atunci modul x este egal cu 1. Păi x plus 2 egal cu 10 și tot x plus 2 egal cu 1 minus 10. Deci x 1, 2. X 1 odată o variantă, x 1 egal cu... Cu 8. 8, da. Și altă dată, altă variantă, x 2. Minus 8. Ia să vedem la minus 8. Minus 12. Minus 12. Minus 12. Minus 10. Se-i parte. Modulul 10. Deci minus 12. Deci cele două numere, cele două numere sunt. Dar dacă v-aș fi dat așa. Modul din x minus 3 plus modul din x pătrat minus 5x plus 6 egal cu 0. Deci duceam pe modulul la partea cealaltă. Deci duce pe celălalt modul. Deci asta adaug eu. Duc celălalt modul în spate. Și vine modul egal cu minus modul. Modul minus la 2 minus 5 minus 6. Păi nu știu, deci ce facem ăla un binom? Să facem aici ceva, da? Da. Deci, tu, Miruna, cu inițiativa asta, Să urmăriți. Ea a zis că duci modulul ăsta tot în dreapta. Și ce faci acolo? Te băcheți. Păi x minus 3 i-a dat modulul ăla, i-a dat modulul ăla plus și Atenție. Ce spui tu este valabil, iar de a poate ataca o problemă interesantă. Când ai așa modul din A egal cu modul din B. Atunci A egal cu plus minus B. Da, dar tu ai și egal cu modul ăsta, egal cu minus modul. Nu? Nu se poate. Când ai modul egal cu modul, atunci ăstea sunt egale sau se n-au pus. Dacă era minus între moduri. Dacă ai fost minus între moduri, atunci mergea ideea. Dar așa, e un modul plus un alt modul egal cu 0. Ce mesaj am transmis eu cu asta? Practic, ce credeți că ascult? Binom. Tu propui să lucrezi aici un bin, da? Și x minus 3 plus x minus 2. Așa, deci vine modul din x minus 3 plus modul din x minus 2 pe lângă x minus 3 egal cu... Plus 3. Ai zis x minus 2 pe lângă x minus 3. Ai zis plus 3, crezi tu?
E din x plus 2. Da. Ca să vezi la mulțire din x pătrat, minus 3, minus 2, minus 5, x plus 6. E egal cu 0. Echivalent cu... Miruna, te rog să nu știu de aici încolo. Așa, modulul reprodus egal cu modul din fiecare, da? Deci ar fi echivalent cu a spune că modul din x minus 3 plus modul din x minus 2 ori modul din x minus 3 egal cu 0. Și dăm factorul comun. Dăm factorul comun pe modul din x minus 3. Deci echivale cu modul din x minus 3 pe lângă 1, vorbește atât, pe lângă 1. Pe lângă 1 plus modul din x minus 2. Așa, egal cu 0. Cu modul întotdeauna pozitiv la 2, așa plus 1 se fie pozitiv, reflectă cu modul... Deci ăsta e strict mai mare ca 0, din modulul plus 1, plus 1, e strict mai mare ca, ca 1. Ne permite să spunem că 1 plus modul din x minus 2 e mai mare strict decât 1. Cu modul e mai mare ca 0, și plus 1 e strict mai mare ca 1. Atunci cine oricine se facă 0, numai dacă ăsta e egal cu 0, deci echivalent, cu modul din x minus 3 egal cu 0, și aici ar însemna echivalent cu? X egal cu 3. X egal cu 3. Sper că v-a plăcut că chestiunea care e plăcut. Eu repet. Scris ca fracție decimală, inversul numărului rațional 5 pe 12 este 3, numărul. Da? Scris ca? Fracție decimală. Inversul numărului rațional 5 pe 12 este deci, numărul? 12 pe 5. 5 pe 12. Asta a venit 12 pe 5. Deci, ca fracție inversul. Deci, inversul 5 pe 12 egal 12. Inversul 5 pe 12 este egal cu 12 pe 5. Așa cu 20. Și scrie, asta e fracția ordinară și vreau să... Da. Amplificăm cu 20. Ca să ținem pe 12 la 5. Ați zis formă de procent, de ce? Nu, ca să avem... Rezolvarea să stai secundă, că ea merge pe idei bune. Cum? Ea zice să mulțim totul cu... Cu cât? Cu 20, dacă am vrut. Dar de ce cu 20? Nu mai am. Dar de ce cu 100? Nu pot să zic. Știi 10? 10? Da, da. Cu 2. Cu 2 atunci. Cu 2 și face 24 pe 10. Care înseamnă? 2 de cu 4. Sigur că putem împărți pe 12 la 5, merge de 2 ori și 20 de 4 ori și e clar. Dar ea face repede chestia asta, împărțirea la 10, da? Da. Care ar fi, să spunem, nu inversul, ci... Răsturnatul. Răsturnatul. Răsturnatul 235. 532. Răsturnat, da. Iar răsturnatul 532? 235 este egal cu 532. Între răsturnat și invers e deosebire. Și acolo răsturnatul 512 cât e? Răsturnatului cât? 512. 512. Care ar fi? 4. Nu putem vorbi de răsturnatul în număr decimal. Deci numărul numerelor naturale. Vorbim de răsturnatul numărilor naturale, nu a numărilor fracționale. Bun. Dacă 5. 4. 4. Dacă OX și OY sunt bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare, atunci măsura unghiului XOY este egală cu? 45. Dacă OX și OY sunt bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare. Suplementare, ce înseamnă suplementare? Adiacente. Fac împreună 180. Adică ar fi... Da, 45. Uite așa, asta înseamnă. Astea două unghiuri, pe ăsta și cu ăsta, sunt adiacente suplementare. Și acum bisectoarea acestuia... Poate unde două unghiuri comune. Și cu bisectoarea acestuia, ce uniformează între ele? Asta e. Unghiul dintre cele două. Da, pe 90. 45 cu 45. Nu, 45 cu 45. Că asta nu e din 45, asta e din 45. Deci, bisectoarea împărțit pe ăsta în două, pe ăsta în două, și cum totul era 180 de grade, jumătățile lor
Adunat de fapt 90 de ani. Țigani? Da. Ăla era de 90, ăla de 90 sau... Nu, nu, nu. Am luat un exemplu de două unguri adiacente. Deci am luat un exemplu de două unguri adiacente. Adică unghiul ăsta și care unghi? Vecinul său. Ăsta. Suplementare. Suplementare. Deci sunt două unguri adiacente suplementare. Că ele împreună fac... 180. 180. Bisectoarele lor, ce unghi fac? Adică OX și respectiv OY, bisectoarele lor. Da, fac 90, cumpărțim pe la lor. Sigur că da. Deci fac și jumătatea asta, jumătatea și aceea. Faceți figură, repede și vă explicați așa, pe figură. Da. Deci asta nu ți interzice să faci o chestie de asta la tine, da? Bun. Deci, de fapt, unghiul acela, deci un unghi de unghi de aici. Bun. 5. O piramidă patrată regulată VABCD are unghia laterală congruentă cu latura bazei. VABCD, piramidă patrată regulată. VABCD, deci ABCD e pătrat, VABCD, piramidă patrată regulată. Are unghia laterală congruentă cu latura bazei. VA egală cu? Cu AB. 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 Dacă AB e egal 6 cm, atunci înălțimea VO a piramidei este egală cu VO. Da. Deci să îi facem o teoremă pe teorema în VOA. În VOA. Aia o să fie L radical din 2 pe 2, adică cât e AB? 6 radical din 2 pe 2, 3 radical din 2, teorema pe teorema să facem. Da, merge bine, cum spune el. Deci el vede triunghiul dreptunghic așa, V de aici, O la intersecția diagonală, O, A, diagonala era este L radical din 2, adică 6 radical din 2 pe 2, da? Și vine 3 radical din 2. V A o știe pe 6, V A o știe pe 6, și atunci trebuie să afli pe VO, care înseamnă 36 minus 9 ori 2, 18. Da? Adică 18. 18. 3 radical din 2. Adică 3 radical din 2. Adică no, este dreptunghiul este așa. Deci asta este 3 radical din 2. 6. Graficul alăturat ilustrează situația exporturilor unei firme producătoare de mobilă în primele 6 luni ale unui an, în procente. Ia, te rog. Hai să desenez graficul acela să acum. În mai, mai mic, în mai, volumul exporturilor a scăzut față de luna martie. În martie au fost 110% exporturile. Ca să nu-l facem pe totul, facem degeaba. Așa. În martie 110 și în mai a fost 60. Cât a scăzut, da. Da. Deci 110 în martie. Deci martie. 110%. 110%. Și în mai 60%. Mai 60%. Și zice, luna mai, volumul exporturilor a scăzut față de luna martie cu... 5%. Cu 50%. Din 110% cât a fost... 110%. Da, din 60%. E clar că 50%. 50%. Subiectul al doilea, să ștergem. Până acum n-ai greșit la nimic, mai tot. Deci până acum, da, deci singura chestie care nu a fost mai interesantă de la modulul ăsta, m-a dus la asta. De fapt, ce am făcut aici? Am dorit să pun în evidență tot modul din x-3 în concurența cu x-4 5 plus 6, desconcurerea x-2 pe x-3, modulul produsului egal cu produsul modulor, atenție. Deci, merită să repetăm. Proprietățile modului. Modul din A ori B. Egal cu modul din A ori modul din B. Modul din A supra B. Egal cu modul din A supra modul din B. Și modul din A plus minus B. Egal cu modul din A. Deci la adunare, dacă un exemplu, nu cred că merge pe care.
Atunci cum? Atunci cum? Nu, dar puteți să ne pronunțăm. De față de modul de A și plus modul de B. A plus B egal cu minus K și la K. Deci, aici este o inegalitate de la proprietățile modulilor, cum ați modul din produs egal cu produsul modulului, modulul fracției este așa, iar modulul adunării sau a scăderii mai mic decât modul din A plus modul din B. Deci modulul adunării sau a scăderii, dar corect, imediat de modul din A plus modul din B. Deci proprietățile modulului. Merită să avem așa. Apropo de ce ziceam de sunt mai departe. Da. Subiectul 2. Desenați pe foaia de examen o prismă triunghiulară. 2. O persoană a depus la un deci un nu desenați. Ce? O prismă triunghiulară regulată. Prismă triunghiulară regulată. Regulată. E simplu, nu? O prismă lateral jos. Facem o prismă după... Cele munche paralele, așa și... Deci prisma știu ce. Doi. O persoană a depus la o bancă suma de 2000 de lei. Deci, 2000 lei. Aflat ce sumă va avea în contul său dacă un an, după un an, dacă dobânda anuală este de 6% pe an. Dobânda anuală este de 6%. Dobânda 6%. Ce înseamnă dobândă, dacă nu e rănat? 6%. Practic, ați zis în plus la banii tăi. Exact, în plus. Mai e bun. În plus, nu minus. Nu, deci tu când depui niște bani în bancă, vedeți la moțiunea asta. Un pic, Adi. Deci tu când depui niște bani în bancă, banca, de bucurie că e depus la ei și îi lași acolo, ei îți folosesc banii tăi. Și pentru că îi folosesc banii tăi, dar tu ia-i în cont scriptic. Și pentru că o stau acolo și tu nu te atingi ei cu un an de zile, îți mai dau 6%. Deci, da, spune, nu te atingi de ei. Da. Tot anul. Altfel nu stau. Dacă tu i-ai stricat contul acela în timpul perioadei acesteia, nu-ți mai dai 6%. Îți dai ceva foarte puțin. Așadar, dacă 6% cresc într-un an, după un an de zile, ce sumă vom avea la bancă? Asta întreabă. 2.600 de euro. Deci 6%. Și nu-i scad nimic? Păi, nu-i scad, că el îți ia banii, tu ai siguranța că ai acolo la el. Să-l fie afacere, asta credem. Dar nu-i deci, afacere, îți blochează banul, tu cu banul dacă faci o activitate. Adică banca îți dă 6% pe an. Dar doar dacă tu nu te atingi de bani, dacă tu ai umbla la ei, nu stai dau nimic, dar din contră v-au să-ți și ia. Dar banca în perioada asta, banii tăi investește. Corect. Nu de pe altul. Corect. Și de la ăla pe care îl împrumută, dobânda nu e de 6%. E 20%. 20%. Deci, și asta e afacerea. Asta înseamnă banul. Deci el, tu îi dai banul, ai singură siguranța că îi ai acolo. Și câștigi ceva la ei. Și câștigi mai nimic dacă stai și te gândi cu inflația, cu toate chestii care merg. Ei se vede acum așa să atât de 2000 de lei, cât înseamnă și îi ținut un an la ei. Și ți-ai blocat banii. În timpul ăsta tu poți să faci tu o afacere, dacă ai nevoie de banii. Și 100%. Și da. Dacă te miști. Așadar, afacerea de care ai pomenit tu nu e afacere. Adică banca zice că a făcut afacerea asta, vrea să zic. Nu, ea a făcut afacerea asta, să zic cu banii astea. Nici vorba, acum nu mai gândit la banca. Pentru că văd asta. Cu ce e acolo? Ei stau 12 lei. Tu ce e la zile acolo? Ei stau 12 lei, nu? Asta e să ia asta. Ia să vedem. Așa. Deci la 2000... Poate 120 lei. 2000 plus... Da, hai. 6-200, da? Haideți să simplificăm. 120 de lei. Corect. Da? Deci,
120 de lei. Da. La tot banii. La 2000 de lei. Ce poți da. După un an îți dau bani. Deci... Îți mai ia comisiuni, fie ținul la ei, ți-o administra contul, cardul. Așa. Îți mai ia un comisiuni, îți mai ia și ei ceva. Și noi aici avem grijă la lor. Dar cum? Îți dăm 100 de lei cu aici. Nu, nici nu vreau să. Hai, puțin. Așadar, peste un an vom avea acolo la bancă 2120, da? 120. Asta e. Să mergem mai departe. Și a făcut un alt comentariu care nu face bine bănci. Dacă nu se face așa. Dacă nu l-am făcut un problemă ca mea, văd nu știa ce bani, dar ce de o vândă, dar ce... Da, da. Să vedem. 3. Pentru confecționarea unui raft sunt necesare următoarele materiale. 3 scânduri lungi, 4 scânduri scurte, 6 corniere și 9 șuruburi. 6 ce? Corniere. Și 9 șuruburi. Întâmplar are în stoc 20 de scânduri lungi, 31 de scânduri scurte, 42 de corniere și 60 de șuruburi. A. Se pot confecționa 5 rafturi cu materiale din stoc? Deci, eu vă zic acum aceea în stoc. Da. Întâmplat. 20 stop. Scânduri lungi. 20 scânduri lungi. 31 scânduri scurte. Scânduri scurte. 42 corniere. 42 corniere. Și 60 de șuruburi. 60 și pentru un raft îi trebuie 3 scânduri lungi. Raft. Un raft. Din 3 scânduri lungi. 3 scânduri lungi. 4 scânduri scurte. 4 scânduri scurte. 6 corniere. 6 corniere. Și 9 șuruburi. 9 șuruburi. A. Se pot confecționa 5 rafturi cu materialele de stoc? Putem confecționa. Da, nu. 5 rafturi. Pentru 5 rafturi ce avem să facem necesar? 15 scânduri lungi, 20 scânduri scurte. Deci 15 scânduri lungi. 20 scânduri scurte. 20 scânduri scurte. 30 corniere. 30. 45 șuruburi. Corniere. Și? 45 șuruburi. 45 șuruburi. Față de stoc? Avem. Stăm bine, nu? Super. Deci asta era... Bun. Ce avem? Dacă... Dar 6. Sau... Acum, a. Care este numărul maxim de rafturi ce pot fi confecționate cu materiale din stoc? Deci B, numărul maxim. Numărul maxim de rafturi. Deci scândurile lungi te limitează, da? Cele mai puține. Deci, asta trebuie să urmărim. Cele mai puține deci, din depozit, din stoc. 6, 3, 18, perfect, mai multe 2. Da, dar la bonșuri, la scânduri scurte avem 6 ori 4, 24. Nu mai avem mai 6 ori 6, 3, 6 ori. Da, avem, la toate. Corniere. 6 ori 9, 50, 6, 6, 9, 5, 4. 6, 4. Deci suntem, clar, numărul maxim de rafturi egal cu 6. Și mă gândesc de ce. Scândurile lungi eliminează. Nu putem 7, că depășim. 4. Determinat valoarea raportului. Sinus de 60 de grade plus cosinus de 30 de grade. Cos de 30 de grade. Supra tangentă de 30 de grade. Este egal cu... Păi avem așa, radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2 plus... Plus radical din
32. Exact. Cosinusul de 30 este decât sinusul de 60. Așa. Da? Deci, sau sinusul de 60, cât cosinusul. Da? Deci, zice tot radical de 3 metri. Supratangent de 30? Păi... Radical din... Sinusul e cos de 30. Deci, 1 pe 2, supra cât e cos de 30? Am zis. Radical de 3 pe 2. Și sin pe 2, 3 pe 2. Și 1 pe radical de 3. 1 pe radical de 3. Radical de 3 pe 3. Dar uite cum am făcut de până aici. Fiindcă a avut o problemă, nu-și mai amintea, zice că tangenta e sin pe cos. Deci tangenta de 30 de grade, hai să învățăm de la șmecherei. Deci tangenta de cât de 30 de grade, egal cu sinus de 30 de grade, supra cosinus de 30 de grade, și este egal cu sinusul de 30, care este 1 pe 2, ea face calcul supra radical din 3 pe 2, că totuși are siguranță aici. Nu? E clar că atâta este. 2 cu 2 simplifică, eu fac și unul radical din 3, înseamnă că este ca să trece pe 3. Deci ca să nu greșească, își face calcul. Cu tangenta e cine? Cos pe sin, inversa tangente, își face calcul. Să știi sinusul și cosinusul, că la tangente și cu tangente te descurci. Așadar, radical din 3 pe 3, da? Și face egal mai departe. 1 radical din 3 supra... 2 radical din 3. 2 radical din 3 pe 2. 2 cosul supra... Radical din 3 pe 3. Adică radical din 3... 2 pe 2. Da. Radical din 3 pe 3, radical din 3 pe 3. Deci face... 3. Radical 3, da? Da. Mulțim prima, cu adunările inversate. Da, face 3. 5. Comparați, fără a calcula rădăcina pătrată, numerele. Amic egal cu. Amic egal cu. Radical din 11 plus radical din 13. Radical din 11 plus radical din 13. Și B, mic, egal cu radical din 5 plus radical din 19. Și ce vrea? Ca comparați, fără a calcula rădăcina pătrată. Deci nu calculezi radical din 11 cât ar face. 2 da? Deci câteva decimale, la fel radical din 13. Nu. Fără calculare. Fără. Fără calculare. Asta înseamnă. Fără. Să nu facem radicale. Perfect. Și nu asta. Să ducem la două. Amândouă. Da. Așa? Și ce treabă? Deci facem pătratul. A compara cu A pe B înseamnă să comparăm pătratele, da? Da. Deci A pătrat ar fi egal cu... 11 plus B radical din 11 plus 13 plus 13. Radical din 11 ori 13, după aceeași radical spun, nu? Da, da. Și plus 13. Și 2 la 5 plus 2 radical din 5. Iar B pătrat ar fi 5 plus... 2 radical din 5 ori 19 plus 19. Radical din 5 ori... 19 plus 19. Și hai să lucrăm un pic la primul, la pătrat. 24 plus 2 radical din 11 ori 13. Și la 2 24 plus 2 radical din 5 ori 19. 2 radical din 5 ori 19. Deci 24 avem, avem 2 și 2. Deci cine îl hotărăște? Ăla, primul. 11 ori 13 față de 5 ori 19. Cât facem 13 ori 13? 11 ori 13 față de vecinul 5. Adică radical din 143 pe lângă 5 ori 143. Deci 143, de parcă aș compara 143 cu... Cu radical din 95. Cu? Radical din 95. Cu 95. Asta îți vedem. 5 ori 95, da, așa. 143 e mai mare decât 95, deci, da? Deci, A pătrat... A e mai mare ca B. Deci, de aici înseamnă că A pătrat e mai mare decât B pătrat. Și ce înseamnă că A e mai mare ca B? Da, s-a putut... De data asta. Da. Oare dacă pătratele, dacă există relația între pătrate, da, sigur se transmite și la da, ele simple? Da. Totdeauna? Da.
întrebare capcană. Nu dați negativă. Întrebare capcană. Deci dacă... Nu dați negativă. Dacă ai menica B, atunci, întrebarea mea, oare A pătrat e tot mai mic decât de pătrat? Nu, dacă sunt negative. Deci nu sunt, de adevărat, dacă sunt negative. Minus 1, 1 e mai mic ca 2, dar minus 1 e mai mare ca minus 2. Deci, când ar fi implicația asta? Când ar fi presupostiv. Bun, dar înapoi. Ar merge și înapoi, dacă A pătrat mai mic ca B, bătare, atunci sigur A mai mic ca B. Adică se întâmplă dacă și mai dacă. Modul din A mai mic ca modul din B, ca să fim sigur. Cu alte cuvinte, ca să pun săgeata înainte și înapoi, adică duble implicații, numai dacă A și B sunt pozitive. Că da, ca să fie modul din A mai mic ca modul din B. Da, e bine cum am spus. Dacă A și B sunt pozitive, atunci, da, din A mai mic ca B și pătratele se mențin aceeași relație. Și dacă pătratele se mențin aceeași relație și știi despre ele că sunt pozitive, atunci da, și înapoi merge. Eu când spun și înapoi, adică implicația inversă. De aici, aici. Deci asta e adevărată. Dacă și numai dacă, A și B sunt numere reale pozitive, da? Numere reale pozitive. Bun. Cinciu și acum să ne ducem la... Subiectul 3. 3, da. Mai 5 sunt aici. Da. Azi ne pișcă unul mai repede și ne duc pe 5. Mai repede, da? Azi. Să vezi ce se întâmplă. Trebuie să vă spun un lucru. Ia să vă spun, domnule. Când eram clasa întâia, a doua, treia, a întâia, a doua, așa mai bine. Învățătoarea insista, spun numele. Citiți lecția de 10 ori. Învățam, mama are mere, mama are pere, sau știu ce acolo. Era o problemă până la al treilea, al patrulea. Adică până știa de 3-4 ori mai bine. Dar după ce scapă de la 5 încolo, zicea, perfect, știam pe de rost. Care-i motivul? De ce ai spus tu că parcă am mers mai repede? Simplu, antrenamentul. Deci faptul că am mai făcut... Deci asta spun. Dacă se repetă și se repetă și se repetă, sigur că începem să avem mână de lucru și mergem foarte repede. Dar dacă nu avem antrenament, lucrurile merg foarte greu. Bun. Subiectul 3. Problema 1, da? Așa intrăm în geometrie. Da. În figura alăturată este reprezentată o grădină care are formă unui triunghi dreptunghic ABC, cu măsura unghiului A 90 grade. Deci un triunghi ABC, am să le iau așa. Da, da, da. Uite, așa. Așa este reprezentată grădina, triunghiul A, aici, nu? ABC. A, B și C, da. AB 80. AB 80 de metri. AB 80. AB era mai mare, mai lungă, da? Ipoteză. Hai să fac și așa. AB mai lungă și așa mai scurtă, că nu... Mai... Grădina asta nu-i prea complicată, domnule. Am înțeles. Ați dat pe grădini. Da. Am avut mai... AB... Ce? Ce? AB deci, 80. AB egal cu 80. AC 60. AC egal cu 60. Punctele D și E se află pe laturile AC și BC, așa încât măsura unghiului D, D pe AB, D este pe AC, D pe AC, și E este pe BC, astfel încât măsura unghiului D e C, 90 de grade. D e C, aproximativ D e C. De acolo, duceți-o pe perpendiculară din D, nu, nu pe AB, pe BC. Din AB, pe BC. La toate de acolo, duceți-o pe perpendiculară pe BC. Dar eu pe cine? Pe este? Pe BC. Pe BC. Da. Așa, D, E. Asta când măsura unghiului D e C, 90 de grade. D, E, C, așa. Da, dar nu înțeles. Eu vedeam că aici e AB și de aceea era
Deci aici este F1, aici este F1, e 90 de grade, T e C, este 90 de grade. Da. CD egal cu X. CD. CD. CD egal cu X. Aflați perimetrul și area grădinii. În funcție X. Da, în funcție de X. Am de perimetrul și area grădinii. Perimetrul ABCD de și area ABCD. Amic. ABC. Perimetrul triunghiului A, B, C egal cu cine. Și tot aici la A, area triunghiului A, B, C egal cu cine. Bine, exprimați în funcție de X dimensiunea segmentului VE. B e egal cu cine? B e egal cu cine? C. Exprimați în funcție de X aria patrulaterului A, B, E, D. Aria lui A, B, A, B E, D. E, D. Și E, D. Proprietarul grădinii a decis să doneze unei asociații umanitare porțiunea reprezentată de triunghiul C, D, E. Deci, C, E îl cedează. Triunghiul C, D, E se cedează. Da. Determinați X știind că area terenului care îi rămâne este de 3 ori mai mare decât area terenului donat. Deci X egal cu cine? Știm așa că area terenului care îi rămâne D, E, B, A. A, A, D, E, B. D, E, B. Egal cu de 3 ori. De 3 ori mai mare decât area terenului cedat. Area triunghiului. C, D, E, A. C, D, E. Acum. Păi să revedem. Avem pe AB toată de 80, AC de 60 și CD egal cu X. Raportul asemănare între triunghiile C, E, D și C, A, B. Oare triunghiul C, E, D și da, C, A, B, ce sunt? Da, triunghiul din congruent. Vom gândi C și congruent. Sigur că da. Deci C-ul este comun. Sunt dreptunghi C. Și scriterea fundamentală a schimbării. Corect. Mai ales un deci, om o picătură. Deci o să zicem așa. Începem lucrarea cu punctul A și zicem triunghiul A, B, C. ABC este asemenea cu triunghiul CDE. CDE. Motivul, în paranteză, unghiul C comun. C comun. Da? Și unghiul CAB măsurat. Deci CAB egal cu măsura lui D, E, C, D, E, C, și egal cu numărul de grade. Și dăm în cazul de asemănare, cazul 2. Și acum, Adi, te rog să mă... AB supra egal cu BC supra și egal... Deci AB supra... egal cu BC supra și egal cu AC supra. Corect, așa. Am zis triunghiul mai de deasupra. Acum, AB. AB se uită... spre unghiul E. A. AB. AB din triunghiul ABC. Da. A spre AB cine privește spre AB? Spre unghiul C. C. Unghiul, deci în triunghiul mare, spre latura AB, privește unghiul C. Dar C este comun între cu C de E. Și C o să mai uite și spre D. D. Supra D. E. D. E. E egal cu BC. Supra CD. BC 90 de grade supra CD. CD și a treia latură. D. D. E. D. E. Unul cu C. E. C. E. C. E. E. Că n-a fost, da? Da. C. E. E. C. E. Echivalentul. Și acum ne înlocuim. AB, o știu? Da. Cât? 80. 80. Supra. D-E. Nu știu. Nu, lasă. D-E. E egal cu? B-C. O aflăm. O aflăm. Teorema lui Pitagora. Exact.
radical din 80 la pătrat plus 60 la pătrat. Adică 64, nu? Bine, radical din... Ies un 10 în factor, bun, și face 64 plus 36, 10 pe lângă asta, și face aici 110, 10, 100. Da. Deci... Da, 100, da. 100 este BC, da? 100 supra... Supra ce avem? CD. CD. O știu pe CD? Da, X. Și egal cu? Cu A, C, care e 60. 60 supra? C e. Ce e? Pe care nu știu. Nu. Acum, asta este ceea ce am câștigat. Și ce îmi ceri bine să aflu? Perimetrul ABC. Perimetrul triunghiului ABC. Stai repede. Că B e la puterea lui Pitagora. Păi tocmai ce am făcut? Am aflat. Da. Am aflat. Pe BC? Nu, de asta mi se mai recrea să aflu pe BC. Unde am aflat? De aici. Păi am zis. Ah. Da? 100. Am și folosit-o. BC este 100. Da, așa încât voi spune perimetrul triunghiului A, B, C este 100 plus 60 plus 80 plus 100 40 metri. Asta a fost punctul A. Aria triunghiul A, B, C face 60 ori 80 supra 2 și face 6 ori 48 tot 240 supra 2 și face cât? 200? 2400. 2400 metri pătrați. Da? 2400 metri pătrați. Ca să fie repertarea corectă, 60 metri, 80 metri, aici metri pătrați și am fost medicarea și este și a rezultat corect. 2400 metri. Exact. B vrea funcții de X. Așa vrea? Așa facem C e supra, e supra C, B. C e supra? C, B egal cu C, D supra C, A. Stai puțin. Noi știm că B este 100. Îl știm și pe C e, la fel de acolo, e 60X că e 100. Deci 100 minus 60X plus 100. Deci, uite cum zice Mira, toate o știu. Da. De ce eu am putut afla din triunghiul ăsta? Că știu că asta e X. Nu? CD-ul o am aflat? Dar CD-ul era X. Nu, problemă, CD-ul, CD-ul X, da. Ei, dar DE o pot afla? Da. Este... Păi de aici. Din raportul ăsta de asemenea. Funcții de X. De-aia am văzut de eu. Să avem și pe tot, mi-ai spus că voi știi pe ce... Am zis că o știu pe CB. Pe CB toată, da. Pe 100. Că știu pe ce e în funcție de X. De unde știi în funcție de X? Păi de acolo. Că e 60 pe 100. Nu. Din toată. Ce e? Ce e de aici, da? Are de toată. Da? Ce e de aici? Îl află în funcție de X. Și 100 mi-a 60. Deci, ce e de aici va fi egală cu 60 ori X supra 100